G2A, jocurile mari te privesc din întuneric, arată-le cine e șeful cu o vâlvătaie de reduceri. Caută detalii în descriere. Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am găsit, dragii noștri, la un nou episod din Don't Starve Together, alături de Nea Barbă Neagră. Nea care Barbă moare Neagră. În continuare, bonjour. Ce chestie spuneai, mătăluța, acolo? Păi, uite, am descoperit o treabă și anume, nu știu dacă e doar la mine sau doar la mine, dar mă uit, nu știu, stai așa că îmi floșe pe ecran ceva cu roșu, nu știu din ce cauză. Și avem noi în bază, avem un Alchemy Engine și un Science Machine, da? Așa. Da. Și mă uit la Science Machine-ul ăsta și mi se pare că imaginile care îl construiesc au o rezoluție mult mai mică decât Alchemy Engine-ul. Alchemy Engine are rezoluție mai mare, dar în acela poți să vezi clar pixelii. E doar un ochi de designer. Clar. Domnule, deci eu țin să spun că am murit data trecută pentru că n-aveam la mine să fac foc. Apropo de câți pixeli se văd pe imagine. Aha. Una la mână și doi la mână. Am uitat care era doi la mână, stai așa. Ok. Hai că te las. Da? Nu mai știu. Ok, bun. Stai că mi-aduc aminte. Deci noi făceam ceva cu miere, nu? Cu albine. Da, încercam ceva. Parcă. Da, și ți-am dat eu... Nu, am la mine o albină și am și un butterfly. Butterfly eu cred că poți să-l plantezi ca să-ți facă flori. What? Serios? Da. E viu? Păi nu știu, cred că e că mi-apare o opțiune cu să-l ucid. Deci bănesc e viu, da. Deci atunci da, e viu. Hai să-l mușc pe ăsta că nu se știe. Eu fac focul pentru că și deoarece o să vină noaptea. Ah, gata, mi-am adus aminte ce vreau să zic. Fraților, s-ar putea să observați o chestie. Acum o să vă scoat ochii cu chestia asta și după știi că chestia odată ce scoate cineva în evidență un anumit lucru, după aia imposibil să nu-l mai vezi, știi? Ce anume? O să observați că episodul ăsta e cumva mai întunecat. De ce? Pentru că episoadele anterioare am făcut eu o mică șmecherie din editare video ca să iasă mai luminoase și mai colorate. Numai că... Îmi ia foarte, foarte, extraordinar de mult timp să le editez, așa că... Pupau pe astea așa că vine una roșie după mine, o albină roșie. Nu. You do not know me, my friend. Eu sunt tare curios de unde putem să luăm noi turd-uri. Știi, little shit-uri. Little shits. Little shits. De la porci. Și că dacă le dai diverse chestii să mănânce... Numai că trebuie să ai grijă că dacă le dai de prea multe ori sau pe timp de noapte, se transformă în werebears sau ceva de genul. Aha, da. Eu mă chestie ciudată, la mine în stânga sus arată așa ca un fel de pastilă care flash-uie și e tăiată pe din două. La tine îți apare ceva în stânga sus care flash-uie. Ăla nu-i cadou? Ți-ai desfăcut cadou? Nu-i cadou, nu. Da. Cadou arată ca un cadou. Ok, interesant. Nu, încă nu văd nimic acolo. Mai frate, nu știu cum stai tu cu mâncarea și cu fericirea. Stau foarte bine cu ambele. Da? Nu mai ai auzit pe mine zicând asta până acum. Și exact. Ce mănânci de ești așa de fericit? Ce mănânc? Ce mănânc? Stai așa, am ăsta morcovi prăjiți și niște berries tot așa prăjite, deși n-are sens, dar în fine. Asta mănânc. Eu uite, pot să mănânc și crengi. Da? Eu aș avea nevoie să mănânc ceva care să-mi dea fericire, dar nu știu ce. Honey. Măi, ce voiam noi să facem cu honey? Stai așa. Vreau să facem o structură, ceva pentru honey nest, honey bee, honey ceva, nu? Da, parcă îmi spuneai tu mie că ne trebuie 4. 4 albine. Este că 4 albine. Trebuie să facem rost rapid de undeva de 4 albine. Mi-e tot în flash ecranul roșu. E ceva ce nu-i place ăstuia. Mi-am adus aminte de ce am murit, că mă dusesem să fac rost de pânză de păianjen. Și am făcut rost. Am la mine în inventar pânză de păianjen? N-am. Ia uite frate, am murit degeaba, ești nebun. Ba, și tocmai descoperise și... Da, și mie mi-ar trebui pânză de păianjen. Mergem cum se face ăla, cum am tăiat-o.
potion, portable protection, pretty parasol. Stai că eu mor aici. La mine nu stau bine situațiunea cu... cu sănătatea mentală la momentul de față. Nasol. Dacă ai o bucată de carne, bagă și tu un crockpot și fă... N-am carne, n-am avut niciodată carne. Fuck. That's not good. That's not good. Hai, mergem undeva? Da, eu o să strâng pe parcurs mai multe flori. Let's do it. Ca să-mi crescă și mie sănătatea. Și încerc să evit albinele roșii. O, unde ești? Opa! Opa! Opa, this is not good. Hai să omorâm pe engine. Vino încă. M-am dus, iau și eu niște floricele, că îmi scade și mie acolo. Ești la pe engine? Mă duc înspre pe engine, da. Ok, bun. Deci trebuie să urmez drumul ca să mă mișc un pic mai repejor. Spear. Bă, nu mai am o leamă? Ah, bă, da. Am ajuns? Ok, fix în jos acum dacă mă duc. Ha, am prins o albină roșie. Spear-ul meu. Așa, hai. Albină galbenă. Dacă trebuie să-i atrag pe fraier. Facem echipă, deci dacă tu iei ce ne trebuie de acolo, eu iau albinele, știi? Păi eu iau pentru ca să prindem fluturi și albine. Tu ai cu ce să prinzi? Ai dintre ăla? Da, sigur că da. Eu te băi. Bă, băiatule, bă. Îi pui cu tine curci. A, tocmai s-a terminat viața la el. Uite, stai așa că vine un curcan aici. Adu-mi aminte cât ce avem nevoie. Avem nevoie de două pânze de păianjen și o sfoară. O sfoară care se făcea din... Așa, pe unde ești tu? În jos, pe... da? În jos, da. În dreapta, jos sau stânga? Curcanul mănâncă berries. Ne simți tu? În dreapta. Deci urmează drumul. Dacă urmezi drumul... Da. Stai că mai fac rost de încă două. Uaaa! Uaaa! Nu te băga, de ce te bagi acolo? Păi tu poți să omori iepurii ăștia? Stai ca pororă 4. Fugi ca pororă mari. Uleaua, pororă de-aia veninoși. Stai liniștit că vin de îndată. Nu, să nu-i lași pe aia veninoși să te atace, că e pericol. Voi veni de îndată. Serios, de venin mori. You're fucked. Nu e ceva nou. Nu! Am intrat pe mlaștină, tu pe mlaștină ai arătat? A murit, mă, ești nebun? Nu cred, Sky was killed by spider warrior. Vino aici și omor după asta, dacă mai are puțină viață. Pe nu lăsați să intre în stup! Fuck. Man, sunt în dreapta. Opa, am găsit. Sunt, I'm here. What's up? Opa, îi aud, it's not good. Atacă ceva, ce atacă, mă? Pe mine mă atacă. Aoleu, e ăsta... E ăla albu? Nu știu, ce e ăla? Tu ești ăsta? Eu sunt ăsta. Mamă, ce mă sperie ei! Nu! Mă aduc să mă reînviu, ce să fac acum? Am arăt. Îl aud, mă, îl aud și nu trebuie să ne apropiem, a? De aia negri e ok, că dacă... Dar să nu te atace doi, iai câte unul odată și atâta timp cât îl ataci, îi dai un stun și poți să-l ataci din nou, știi? Dar dacă sunt de altă culoare, gen verde sau așa... Vin doi. Bă, nasol că nu vezi ce viață mai au. Este? Da, asta e nasol. Ah, fuck me, serios? L-am omorât pe unul! Ha! Tocmai am auzit zgomote de câini. Nu se poate. Nu-mi plac câinii aia deloc. Păi nu mi-a dat nimica ăsta, ce mă găresc-o? Mamă, da mă, într-adevăr, deci îmi scade viața. Nu cred! Oh my god! Cine te-a omorât, ăla verde? Nu, man, m-a omorât unul de la Mico. De la negru? Da, dar știi că eu am viață puțină și atunci mor repede. Aoleo. Cred că iar glitch-ul ăla meu cu fantomița. What the fuck, man, că nu mai văd fantoma. Iar nu mai vezi fantoma?
Da, nu știu, mă duc acolo. Da, se mișc. Am ecranul înghețat și mă mișc foarte încet, așa ai pățit și tu? Iezu, fantoma, uite, tu mai trecut pe lângă mine acum. Ah, da, eu nu mi-o văd, eu văd decât o lumină. Ok, doesn't matter. Hai, mișcă-te mai repede, că trebuie să fac o torță. Deci nu pot să merg mai repede, asta e maximul. Mi se întâmplă ceva, nu știu, merg foarte încet și mă dă înapoi, așa. Deci tare ciudat e caracterul ăsta al meu. Vezi, tot mai mult noroc ai tu cu al tău. Gata, au venit câinii. Mă, ce nasol. Nu-i duce în bază, nu-i duce... Dar nu putem să-i omorim, cumva cu niște... Nu, îi țin pe lângă păianjeni ca să ia de păianjeni. Ah, good point. Că sunt și păianjeni de aia mari și nesimțiți. Mm-hmm. Și se mai atacă între ei. Plimbă-i pe la păianjeni, în puii mei! Fii atent că i-au făcut păianjenii. Pe unul l-au făcut deja, cred. Deci, nu știu ce s-a întâmplat. 13. Hai, my friends, hai! Și am ecranul, ca și cum aș înghețat de fric sau aș... Sau cred că mi-a dat păianjenii, nu cred că mi-a dat cu ceva, că am ecranul foarte ciudat. Ce chestie? Te descurci acolo, te descurci? Aproximativ, da, se bat cu păianjenii. Ah, nice. Dacă vin și o să-mi iau lucrurile. Nu, asta e singura soluție când apar câinii. N-ai altă șansă decât să te îi bați cu alți mobi. Vai, s-a făcut întuneric. S-a făcut întuneric, într-adevăr. Ai, nu am nimic la mine. Bine, mă! By hound, serios? Bine, mă, păi eram înconjurat de câini. S-a spunat și la tine? Da, sigur că da. Eu am reușit să mă spawnez și după au venit după mine. Înțeles, trebuia să fugi pe drum. Păi nu, eram în bază, dar neavând iteme la mine, n-am putut să pun lemne pe foc, știi, îndeajuns de repede. Corect, e și asta s-a idee. S-a făcut întunecat, știi, s-a făcut întuneric și n-am mai știut pe unde să mă duc, să iau. Corect. Mamă, mâncați-aș, dar nu vrei tu să te atași cu păianjinii aia? Bă, e unul care mă urmărește în continuu. Brățiuier. Okay. Bă, dacă tot sunt un ghost aici, aștept încă o leacă până să iasă soarte și după mă spawnez. Eu sper să mă țină torța asta toată noaptea. Toată noaptea? Ok. Curajos. Hai că l-am auzit, ia uite-l. Oh, nu! Oh my god, am crezut că o să mor, ești nebun. Okay. Tu ești înconjurat și de păianjeni și de câini. Deci da, frate! Deci nu m-a ținut torța toată noaptea. Bă, cât muncești pentru sforile alea de păianjen, Jesus. Finally, puii mei! Gata, a venit soare. What the hell, de ce nu m-a ținut torța? Ba nu, mă... What? Te-a ținut? A fost un glitch ceva, că acum am două torțe. What the... Și nu realizezi de ce, și sunt amândouă la, de asta, la durabilitate destul de mare. Vin și o să-mi iau lucrurile. I'm coming! Mamă, 4 câini pe mine. Oh my fucking god. Oh. M-au luat o leacă. Mi-am... Băi, ce nasol sunt câinii ăștia, mă. Dude, chill. Mamă, deci am un păianjen care nu mă lasă, ești nebun? Cred că una mai dă și I'm dead. Vin eu acum cu ăștia, ia uite-i. Așa. What the fuck? Ia. Cu ce-a venit, mă? Eu când ți-am zis că am mulți după mine. Crezi că mă joc aici? Na, că se bat cu albinele, ești nebun. Lasă, se bată, lasă, se bată cu cineva. Adune aici, în jurul păianjenilor. Păi stai că nu știu unde să ia, în stânga, ok. Hai că vin. Mai jos un pic și în stânga, da. Vin. Oh, mamă. My fucking god. Pe aici? Pe acolo. Mai vine nimeni. S-au luat cu păianjeni și cu aia. Eu mai strâng flori că o duc rău. Mă duc rău de tot. Te înțeleg. Uite mă, moară băia fluturii, mă, vine să crezi, ea că a venit după mine. Mamă, încă trei, fuș. Hai la tati, veniți aici. Oh my god.
Băi, da, mergi mai greu când ești în jurul pe-engine-ul ăsta. Păi nu, da, nu călca pe punza de pe-engine. Păi acum spui, acum. Da, n-am realizat să spun, dudes. Oh my fucking God, cât sunt! Jesus! Se bat cu albință! Ne-am rezolvat. Ok, crezi, stai că a ieșit armata de pe engine, în frății, că ai... Ai da viață. N-ai niciun stres. Da, mă, dar cum, că n-ai, trebuie să iei un pe engine, să-l ademenezi, să ne... Nu, e, dar... alergi în jurul pe engine-lor și n-ai niciun stres. Atât. Ce gata, mă, i-au omorât. I-au omorât. Pe toți. I-au căsăpit. Și acum am rămas cu pe engine de aia, nasoli. One hit kill. Da, măcar ăștia intră înapoi după un timp, știi? Stai, mă, că pentru mine asta nu înseamnă nimic, pentru că eu mereu sunt one hit kill dacă am viața de 30 ceva. Deci... Da. This is my life. Aventura continuă. Was resurrected. Oh my fucking God. Nu mai am spațiu de vătar. Mai am nevoie de 3 flori să-mi fac și o ghirlandă. Ce ziceai tu, când single player nu te poți reînvia? Da. Doamne ferește. Nu, mersi, adică ce treacu aveai? Există întrețineri lunare care să mă enerveze, există alte treburi în viață. De ce să optez pentru... Tu ți-i la sănătatea ta mentală, a? Da, sigur, că de ce să optez pentru Don't Starve single player? Doamne. Eu nu știu, să știi că n-am idee cum o să îți iei tu astea fără să te omoare pe engine, sincer. Este o provocare, dar cred că e ok, cred că o rezolvăm cumva. Vin acum. My friend, eu îți trebuiască să știi să te duci, da? Ia, hai, aș vrea să vin să te văd, dar am nevoie de flori. Ah, mă mișope. Opa, păi Angel, bună, bună, pa. Ia, hai să vin să te văd. Laudet. Opa. Am luat un morcov, am luat un morcov. Bravo. Ești magnific. I'm the best. Da, Sky, ține aia. Vine. A, se ducea la tine. Oh my God, Jesus. Oh my God. Da. Mai am pus și leau pe toate. I'm the best. Le-am luat. Nu pot să cred, le-am luat. Ah, ce frumos. Gata, bravo. Fugi, bă, fugi. Stai că acum e o punză de pe engine acolo pe care trebuie să o luăm. Nu prea mai avem zi. Eu mă duc în bază să pun niște lemne pe foc, când mai vreau să mai pățesc lucruri. Și să mai îmi refac uneltele. Cum ai făcut spear-ul ăla? Ai nevoie de o bucată de sfoară. Caută la weapons, mi se pare că avem ăsta special de weapons. Așa, și trebuie să mai fac o de aia de prins. Bă, am pierdut toate albinele, omule, tu știi câte albine? A, l-am pierdut? Da, că dacă îți pică pe jos. L-am pierdut. Aveam 4 sau 5 albine. Dezamăgire totală. Fuel reserves low. I know, my friend, I know. Poți să vii în bază, că pun eu acum, facem foc frumos, ne încălzim. Ne încălzim, mâncăm, băgăm. Everything is fine, acum. Everything is awesome. Ai văzut cu cât pui mai multe lemne pe foc, cu atât face zona mai luminoasă? Yep. Ah, ok. Sperai să-mi zici o noutate? O țin așa. Bugnet. Pentru bugnet ne trebuie 2 de alea. Da. Fishing rod. Dar pentru unde, că nu n-am... Fii atent, tu stai foarte bine cu lemnele, nu? Ai extraordinar de multe lemne, corect? Depinde. Fă niște scânduri la secțiunea aia care seamănă cu diamant. Știu că le-am văzut. Și fă și tu niște cufere. Multe cufere. Păi, ai nevoie de resurse? Am nevoie de spațiu de stocare. Ok. Se rezolvă. It is done, my friend. Am sper ajuns să nu mă casă. Transform. Știi ce, știi ce e bine cu faptul că murim des? Că
Avem foarte multe bucăți de os. Am os surprinzător. Așa, deci hai să vedem ce punem aici. Wow, ești nebun, avem deja mai mult de un stack de astea. Ok. Mai mult de un stack de ce? Stinger. Mai mult de un stack de oase. Bone shards. Ceea ce este mai mult decât excelent. Ai făcut rost de albine? Stai așa că am uitat. Păi dacă am murit, au scăpat. Am decât una roșie, dar am avut multe galbene. S-au dus papa sâmbetei. Vezi că vine și ne stinge focul. Ne stinge focul. Ba da, ne stinge focul, spun eu. Uite mâna, ne stinge focul, fugi. Mamă, lasă, mai te apăr eu. Oh my god. Îmi trebuie lemn să pun pe foc. Nu. Pleacă mâna. Pleacă de aici. Am pus. Ah, ți-am dat ție toate seeds-urile, mă. Ia-mă de aici. Ți-am dat ție toate seeds-urile în puii mei. Bun. Bagă la semințe până nu mai poți. Ești pe dietă de semințe, nu? Da. Ți-am dat ție restul de semințe toate. Mie? Give me back my seeds. Nu mi-ai dat mă nimica, ce ai? You thief! Cum să dai mă ce ai, că n-am luat nimica? Așa, hai să vedem. Cum am zis, mă? Am nevoie de o funie, da? Poți o funie sau hai că-ți fac eu, hai că ți le fac eu. Eu sunt într-o misiune. Ce misiune ai tu, my friend? Să facem de-astea. Ia fii atent aici, ia și tu un bagnet. Ți l-am pus jos. Ok, gotcha, thanks. Ca idee vezi că poți să scoți asta pentru că oricum nu se regenerează. Ce anume? Stompurile de copaci. Ce mă? Deci ai zis că n-ai albine, corect? Da, dar mă duc și eu. Ok. What the... Mi-am nevoie de unul. Perfect. Și nu cred. Păi și stai puțin, unde sunt? Că au dispărut albinele astea de pe aici. Le-ai dus tu jos la păianjeni? Nu, dar cred că le-au omorât câinii. Fuck, da. Da, corect. Mă, ce se întâmplă? Nu pot să construiesc? Doi din trei. De ce mă doi din trei? Doi din trei ce? Plank-uri de-alea. Când eu știu că aveam mai mult. Așa, mai friend, să stăm și noi bine cu mâncarea acolo. Dude. Albine. Mamă, mai am puțin și mă schimb, ești nebun. Păi mănâncă lemne. Mănâncă, I know. Ha? Ce este aici? Suspicious dirt pile. Semințe. Mamă, asta o grămadă de iepuri. Am putea să facem și capcane pentru iepuri, dar... Ar fi ceva. E enervant că trebuie să stai de fiecare dată după ele să le verifici. Da, mă, da, avem mâncăriță. A more sustainable source is needed. Ia, dude, hai să vedem pe aici. Parcă pe aici erau niște albine, nu? Mai rămas, mă, la albina. Miere, care probabil e de la o albină moartă. Dude, where the hell? Mai sunt mai jos albine. I am happy, oh so happy. I am pretty and happy and gay. Mă, cum se pune asta? Mă. Cu fără, cum ne fac? A, da, a venit seara. What the fuck? Hey, hopa. Oh, stai că a venit albinele roșii. Așa, două galbene. Deci dintr-un motiv anume eu nu pot să pun cufere jos, mi-arată să duce să le pună, dar nu pot să le pună, nu știu care-i treaba. Nu faci tu ceva dubios, ce faci tu dubios acolo de nu poți să pui cufere? Nu știu,
Nu știu, deci nu merge. Poate nu merge. Ah. I am pretty, you're so pretty. Ce a une... Oh, frate, deci găsesc... Am găsit 3 stupi pe aici. Hopa, ce e asta? Meow. Pick up eye bone. Asta nu eu zic dacă... să te întorci că vine noaptea. Corect. Eye bone. Trebuie să ținem minte să căutăm pe wiki sau să ne zică lumea în comentarii care e faza cu eye bone. Parcă țin minte că nu e de bine. Și că nu trebuie luat de pe jos. Ok. Eu cam așa mi-aduc aminte. S-ar putea să-mi aduc aminte prost. Cum nu mai găsesc eu albinuță pe aici? Una, două? Mie că dacă iau una de aia roșie, în primul rând nu știu dacă pot să iau una de aia roșie. Dar mie că dacă iau una de aia roșie, nu fac bine. Cum e pe acolo? Duci bine? Crezi că vine noaptea? Aud o albină, aud o albină. Mamă, nu prea mai avem copaci în jurul nostru. Unde te-am auzit, frate? A, nu, cred că aud stupii, măi. De la stupii aud cumva. Este? Are, nu? Eu nu sunt pe la tine. Hai să mai luăm o floare, just in case. N-am, trebuie să, trebuie să petrec noaptea aici, n-am șanse. Ok. Că să, ca, să am dimineață zi. Albine. Apropo, în curând o să vină iarna, așa că ne-am cam dus. Auleu, fraților. Hai să facem o pauză aici, că ne-am luat cu vorba. M-am transformat! Vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas alături de noi până acum, un mic like, un coment, un share, ajută foarte mult. Poate o abonare, dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!